Rușeț a fost acuzat de către foștii săi colegi că a trădat și a fraternizat cu administrația. Liderii de sindicat din cadrul SMEO au hotărât în cursul acestei zile să nu abandoneze ideea înfrățirii acestui sindicat. Rușeț dă asigurări că nimeni dintre colegii săi nu va face pasul înapoi spre Federația Națională Mine Energie. Surprinzătoare. În primul rând, solicitarea reprezentantului Ministerului Public de a se respinge cererea noastră este una extrem de surprinzătoare și poate chiar subiectivă, pentru că pe motivația că un număr de 6 sindicate nu au prevăzut în statut posibilitatea fuzionării și a distribuit patrimoniul în această situație, a solicitat procurorul de ședință respingerea acțiunii noastre. Vom depune apele. Niciun sindicat din cele excluse nu se va mai întoarce în FNM. Deci este un prim aspect. Niciun sindicat din cele excluse nu se va mai întoarce în FNM. Este o decizie care s-a luat în cursul zilei de astăzi. Și de această dată SMEO a fost contestată în instanță de către FNME. Chiar și vicepreședintele Federației Univers, Constantin Crețan, a depus o contestație în acest sens, așa cum anunța încă de la momentul în care liderii de sindicat au luat această inițiativă. Vicepreședintele FNME, Constantin Mitrescu, este destul de acid împotriva lui Rușeț. Mitrescu afirmă că, indiferent de cât de mult administrația CEU își dorește ca SMEO să ia viață, acest lucru nu se va întâmpla. Chiar administrația Complexului Energetic Oltenia dorește înființarea acestui sindicat ca să-și poată negocia toate reducerile salariale pentru anul 2013. Dacă ați văzut în 2013, liderii care au semnat foarte ușor și fără să aibă o poziție față de anumite drepturi salariale care s-au pierdut atunci, acum s-au strâns în spatele lui Rușeț. Rușeț, care, diplomatul, în ghilimele Rușeț, consilierul directorului general, care acum au pus la cale să desfințeze și celelalte drepturi. Cum se vede, prima de vacanță, cea mai rămas prin contract. Administrația Complexului Energetic Oltenia a anunțat că va negocia cu sindicatele decât după ce va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli.